Cu nostalgie și nerăbdare, absolvenții cu păr cărunde la Universitatea Dunărea de Jos au încheiat cu brio primul an de facultate. Ceremonia festivă a strâns la un loc peste 100 de seniori care au tocit băncile instituției de învățământ în ultimele luni. Acum bunicii culeg roadele, așa cum o fac și nepoților, cu emoții parcă ceva mai intense. Vorbim de proiectul unic în țară, prin care cei de vârsta a treia care nu au putut deveni studenți în tinerețe au acum ocazia să se reprofileze, iar cei mai mulți dintre ei sunt pregătiți să revină la școală din octombrie. Elena a revenit pe băncile școlii în urmă cu un an. În tinerețe a fost inginer de căi ferate, iar la 81 de ani a decis că vrea să studieze teologia. Așa că s-a înscris repejor la cursuri și acum este mândră nevoie mare de diploma câștigată cu atâta trudă. Acum am studiat teologia. Toată viața eu am avut în suflet pe Dumnezeu. Am cântat la cor când am fost studentă la București, am fost prietenă cu cei de la teologie. Alți peste 100 de bunici au luat viața de studenție în piept. Este și cazul Elenei Olteanu. A terminat liceul în urmă cu mulți ani și la scurt timp s-a căsătorit. Familia a împiedicat-o să se înscrie la facultate. Așa că, acum, la 76 de ani, vrea să recâștige timpul pierdut. Ați făcut vreo facultate înainte? Nu, că n-am putut să fac. Eu am vrut când am terminat liceu, dar sora mea a zis mă mărit. Am studiat mai multe, dreptul, nutriții, psihologii și pedagogii. Pe rândul din spate am zărit-o și pe Paraschiva. Cu emoție în glas, femeia trecută bine de 70 de ani mi-a spus că a împletit perfect grija pentru nepoți cu zecile de cursuri. Nu ați terminat facultatea la tinerețe? Nu, n-am terminat, atunci am venit aici. Am fost mulți copii la mama și nu am avut posibilitate să merg la facultate. Iar acum ce ați studiat? Am studiat medicina, arta, kinoterapie, nutriție. Ce v-a plăcut cel mai mult? Medicina. Ca niște studenți veritabili, bunicii au îmbrăcat robe de culoare albastră și au primit la final certificate de absolvire simbolice. Suntem în acest moment singura universitate a vârstei a treia deschisă într-o universitate publică și care a implicat în acest proiect 160 de seniori cu vârste între 55 și 85 de ani.